Domnule Candughire, ați declarat că pe 15 septembrie va veni în Moldova un procuror cu experiența DNA care va asista procurorii moldoveni în investigarea unor cazuri de rezonanță. Care va revizui și dosarele și va fi alături de CNA pentru... Cum se anume asistența asta? E o chestiune care rămâne încă la nivel discret și confidențial, deoarece până la urmă e o misiune foarte importantă, dar dacă vorbim despre dosare, trebuie să existe confidențialitatea maximă. Am văzut deja astăzi unele speculații în presă, ceea ce înseamnă că cineva a început să transpire la declarația și la auzul declarației mele, dar să avem răbdare până săptămâna viitoare și lucrurile vor fi clarificate cu ușurință. Dar la DNA n-au confirmat acest lucru. Stimate domnișoare, așteptăm până săptămâna viitoare și lucrurile o să clarifice foarte bine. Este vorba de un fost procuror. Este, dacă ați fost atenți, am menționat următoarele. Procuror român cu experiență de DNA, care este finanțat sau este cu suportul Uniunii Europene în calitate de expert tehnic. Și vom vedea, bineînțeles, săptămâna viitoare mai multe noutăți. Vă mulțumesc frumos!